Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod! Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod mai special unde o să vă prezint un nou site de unde vă puteți descărca cheat-uri pentru toate jocurile pe care le jucați voi. Da, ați auzit bine, încă un site în afară de cheater.fan. Știți că eu tot timpul până acum lucram cu cheater.fan, adică de cheater.fan, tastatură. Așa, de aici eu tot timpul îmi descărcam cheat-urile. Da, încă mai îmi descarc cheat-uri de aici, numai că în ultima vreme am văzut că nu prea mai merg toate cheat-urile de aici, așa că am căutat alt site de unde pot să-mi downloadez hack-uri pentru orice joc, adică mă joc cu joc, îl caut frumos pe cheater.fan, l-am găsit. Uitați câte jocuri, frate, care sunt șansele să joci un joc și să nu-l găsești aici? Destul de mari. Și am găsit un nou site unde poți să descargi hack-uri pentru multe jocuri, cum ar fi Minecraft, CSGO, Roblox, GTA 5, Among Us, PUBG, deși nu prea cred că sunt hack-uri de PUBG, ba da, sunt, dar scrie unsafe, deci la asta. Ai, pentru PUBG Lite ăsta. Da, deci ăsta e pentru PUBG Lite. Pentru Garry's Mod văd aici, uite astea, Refix, nu știu ce, Cobal, nu știu, nu joc Garry's Mod. Deci, da, bă băieți, dacă mai vreți episoade de genul, continuare să dăm și dați și voi acolo like, să facem 1000 de like. Uite, pentru Among Us cheat-uri, frate. Uitați câte hack-uri șmechere pentru Among Us, frate. Uite, cu unele de aici nici n-am jucat. Vă promit că o să fac un episod de Among Us în care o să joc unul dintre cheat-urile astea, în afară de ăsta, pentru că cu acest cheat am jucat. Da, uite, unul dintre astea trei o să joc 100% cu el într-un episod care va urma. Ok, noi în acest episod, adică eu în acest episod, să vă prezint un cheat de CSGO gratis pe care l-am găsit pe acest site. Dar uitați-vă, aici sunt și cheat-uri care vă dă pur și simplu DLL-ul și voi trebuie să-l injectați, dar sunt și cheat-uri care vă, adică sunt postări care vă redirecționează către un site cu cheat-uri gratis, cum ar fi Big Milk. Îi dați pe download. Vă uitați aici ce scrie informații despre el, last update, când a avut ultimul update, și dați, când dați pe download, o să trebuiască să așteptați 5 secunde ca să apară reclame, să-și facă și ei banii, din asta câștigă ei banii, dați pe download, încă o reclamă, reclamele astea, și vă redirecționează către un alt site cu cheat-uri, care aparent au și un cheat care se plătește și un cheat gratis, dar oricum, dacă sunteți în căutare de cheat-uri gratis, eu zic că aici este locul unde puteți să căutați, dar vă reamintesc să nu vă băgați cheat-uri gratis pe conturile voastre principale, pentru că nu merită. Uite, EU Cheats, Deadly Cheats, cu ăsta am jucat. Și ăștia au o versiune gratis a cheat-ului. Project Infinity, multe, multe, multe cheat-uri. Aici majoritatea sunt DLL-uri. Dar sunt și cheat-uri care vă redirecționează către site-uri cu cheat-uri gratis. Nu știu, hai să vedem, uite, Osiris, astea Osiris, nici nu cred că. Osiris cred că îți dă direct DLL-ul. Everything is fine, the cheat. Ah, deci astea probabil să-ți mai bage reclame, să facă ei bani, în fine. Deci oricum o să vă apară multe reclame, că na, trebuie să facă și ei bani ăștia de undeva, știți ce zic? În fine, eu am ales pentru episodul de astăzi să vă prezint Orchid Cheats. Este tot așa un cheat, scrie aici Undetected. Eu am intrat cu el pe contul, pe un cont de-a meu făcut special pentru chestia asta. O să vă las linkul de la acest cont în descriere ca să vedeți dacă mi-am luat sau nu VAC-ban. Ca așa puteți să vă luați și voi după chestia asta, să vedeți cam cât de detectabile sunt cheat-urile pe care vi le prezint eu aici. Acum nu știu nici eu sigur care este. Na, oricum riscul este mai mare decât ca și cum mai avea un cheat plătit, asta e clar. O să vă las acest link în descriere, adică linkul de la acest cont în descriere, ca să puteți vedea și voi dacă mi-am luat sau nu VAC-ban. În acest episod nu o să joc competitiv, o să intru la un deathmatch, o să încerc să-i fac niște setări la cheat și o să vă prezint cam ce poate face Orchid Cheats, un cheat pe care îl puteți găsi pe acest site. Eu am încercat să-l injectez până acum o dată, am reușit, pur și simplu este un .exe, ăsta este tot. Deci pur și simplu, dublu click, ți apare un afterburner, îi dai dublu click pe el, o să pornească loader-ul. Deci da, voi dacă intrați aici pe Orchid Cheats, o să vă redirecționeze. Ca de obicei, așteptăm 5 secunde ca să apară reclamele. Hai să vedem. Download și ne redirecționează către un site unde trebuie să vă faceți cont. Eu mi-am făcut deja cont, Raul2K, și dați aici download now. Dar cheat-ul este 100% gratis, adică nu vă pune să vă băgați niciun card, nimic, nimic. Aici vă arată cum arată meniul de la cheat. Hai să vedem dacă ne-a pornit chestia asta. Deci vă faceți neapărat cont pe site-ul ăsta, pe Orchid Cheats. Pe ăsta nici nu știu dacă trebuie cont, sincer, pe cheat squad. Trebuie cont pe site-ul ăsta? Nu, apare nu trebuie niciun cont. Dar pe, lasă-mă un pic. Așa. Dar pe Orchid Cheats trebuie să vă faceți cont, sau probabil dacă vă redirecționează pe un site pentru al hack, trebuie să vă faceți și acolo cont. Dați pe download now, eu deja l-am descărcat, l-am aici în calculator. Am dat dublu click pe Afterburner. Aici vă întreabă dacă, adică nu vă întreabă, vă recomandă să cumpărați versiunea
premium a cheat-ului, aia care se plătește. Eu dau pe nou pentru că da, eu am intrat pe acest site ca să donatez un cheat gratis și văd că au loader-ul mai ciudat, de-abia l-am descoperit și eu. Deja că vă luați și voi orhid cheat, acest cheat trebuie să dați prima dată pe confirmation, care nu prea merge, loader-ul ăsta e foarte prost făcut și cheat-ul pare un pic paste, dar până la urmă e cheat gratis, deci nobody cares, joci cu el până la urmă, să te distrezi. Eu îmi bag datele pe care le-am pus deja prima dată la confirmation, dacă vă luați orhid cheat, la restul nu știu, vă băgați aici datele de pe site. Bă, ce drecumă. Și niciodată să nu vă puneți parola pe care o aveți la alte conturi, nu știu, contul de Steam, contul de YouTube sau alte conturi, să nu vă puneți niciodată în loaderele de la cheat-urile gratis. Eu așa vă recomand pentru că nu se știe. Eu niciodată nu pun parola reală. Dați pe confirm. Your account has been successfully confirmed. Now you are able to login. Ok. Dăm pe ok și după aia ne ducem la login și ne logăm. Asta este politica lor, nu știu care e faza cu chestia asta, dar aparent asta trebuie să facem loader, dăm login și dăm aici trebuie să dăm click to inject, dar vă pregătiți CS-ul să-l porniți, deoarece trebuie să dați pe click to inject, please start Counter-Strike Global Offensive start și o să vă dea aici un timer, 39 de secunde, în fine, dăm pe play, pornim frumos CSGO-ul, cum face orice cheater normal și așteptăm să pornească CSGO-ul. O să vă prind mai sus, să intrăm la un match de, sau la un match de Wingman, ba, la un match de Wingman o să intrăm, bă băieți, dar probabil o să dau de rechecker și nu știu dacă, stați un pic să nu mi se fi dat microfonul în blană, bun. Nu știu dacă nu o să dăm de spin booter la Wingman, deoarece e foarte, foarte riscant să dăm de spin booter și nu știu dacă acest cheat este de hack versus hack sau nu, vă spun sincer, doar l-am injectat, am pornit meniu, am văzut că merge și am ieșit din CS, n-am prea dat cu ochiul pe acolo să văd ce setări are. Sper să fie și un cheat cât de cât bun pentru hack versus hack. Ia uitați-l mă, s-a injectat și acum mi se pare că o să zic că da, pot să închis chestia asta. Nu mai are rost o ții pornită, intrăm din nou în CSGO și vedeți că avem aici meniul de la cheat or hit, cheats free. Bun. Ce să fac oare? Să intru prima dată cu boții? Hai să intrăm prima dată cu boții, bă băieți. Dăm aici practice. Nu. Workshop. Maps. Hai să dăm la dăm apa aia cu ținte. Crosshair. Băi. Crosshair generator. Să intrăm. Băi, turn worm again. Ok. Să ne facem config la cheat și după aia o să intrăm la un wingman. Să vedem cam cum este. Nu știu. Hai să vedem, sau poate ne lămurim de aici cam cum este cheat-ul și nu mai trebuie să jucăm Wingman, dar chiar sunt curios, cum merge și da, nu uitați, la fiecare episod cu cheat-uri gratis o să aveți contul pe care joc în descriere ca să vedeți dacă am luat sau nu Vacban. Hai să vedem, băi, mă încarcă, te nu mai am răbdare, mă, de orhit cheat-ul ăsta parcă am mai auzit, a jucat și BGD sau ceva de genul, dar au jucat cu versiunea plătită sau Sky, nici nu mai știu cine a jucat, dar știu că au jucat cu versiunea premium a cheat-ului, adică nu cu versiunea gratis, dar scopul nostru este acum să vă învăț și pe cei care n-aveți buget de cheat, n-ați plătit pe lună abonament la cheat. Hai să dăm repede volum 0.02. Cred că e ok, sau ai 0.03. Uau, ce s-a întâmplat? Ok, never mind. Hai să vedem, enable aimbot, select a key. O să dăm pe alt, aici cred că ce... Am dat pe insert, mă. Alt, frate, nu merge altul, cred că, sau control. Na, aparent altul nu merge, ia să vedem. Deci au... Cum merge aimul ăsta? Nu știu, hai să vedem pe ăsta. Ah, da mă, uite, trebuie să fie de asta, cred că nu știu care e faza de asta, că aimbutul merge. Aha, a mers. Mamă, se duce foarte încet, n-ai și ceva FOV să ajustezi FOV-ul la cheat, ceva? Eu înțeleg că aimbutul merge, dar nu poți să faci și tu aimbutul să meargă mai repede, cumva mai tare? Aparent nu poți. Nu știu dacă poți, sau stiu eu prost și nu văd. Legit champs, avem legit champs-urile, legit champs team, ok. SP, hai să băgăm wallhack-ul. Bă, wallhack-ul, nu vreau să trăi slice-ul ăsta. Deci, wall-ul este un wall normal, dar aparent aimbot-ul e foarte lent. Uitați cât de încet se duce aimbot-ul, deci trebuie să și știi să duci cât de cât ținta pe cap. Uitați, dar nici nu cred că, oare trebuie și key neapărat ăsta? Trebuie neapărat oare să, dar altul, de ce nu merge, frate? Nu merge altul, ah, doamne, tastatura asta că o schimb. Ok, SP box, asta e SP team, mie nu-mi trebuie asta și aici vă băgați anti-flash, toate astea. Da, hai să vedem cum e pe button-ul, nu acum? Sau pe ăsta, dai pe ăsta. Da, deci vedeți, aimbot-ul este un aimbot legit și nu cred că puteți... Ah, și vi-l duce pe core, deci asta ar merge bine la AVP. Da, vedeți, este un aimbot destul de lent, uitați, acum el duce ținta, vă apropiați un pic și el duce ținta, vedeți? Dar oricum vă ajută, adică uitați-vă și voi aici, și vă pune și un... Nu pot să scos tagul ăla oare? Clan tag. Ok, l-am băgat eu clan tag-ul. Acum nu cred că o să mai am, dar s-a buguit ăsta ea. Na, acum a rămas clan tag-ul ăla, dar cred că dacă o să mor pe cineva... Ba, încă l-am, s-a blocat. Cheat buguit, am înțeles.
Vă dați seama că mai are și bug-uri, deci vă amintesc cheat-urile astea doar ca să vă distrați cu ele sau să vedeți cam ce înseamnă noțiunea de cheat. Nu sunt cheat-uri cu care să ranchezi, pentru că în primul rând sunt prost făcute, deci în al doilea rând puteți să vă luați vac cu ele. Dar vedeți că la AVP merge destul de bine. Dar cred că o să mai încerc eu acum pe video să mai descarc încă un cheat, să vedem dacă merge totul bine, dacă are și spin boot sau chestii de astea, că văd că ăsta e mai mult un cheat de lege, dar vedeți că nu ratează, adică na. Hai să vedem cu Deagle-ul, bă, băieți. Vedeți că totuși se ia după capul lor, dar se ia foarte lent, uitați, adică uite, dacă îl ții aici, vedeți? Se ia super lent după capul lor. Și dacă ei încep să alerge, ba, mă, dar uite că merge. Deci îi duce totuși ținta un pic pe cap ea. Na, îi duce ținta un pic pe cap, dar nu așa de tare încât să, nu știu dacă ești player praf, să te fac un player super bun. Te ajută un pic. Dar nu știu, mă, nu poți, chiar nu poți să configurezi cumva. Nu, aparent, orice cheat-ul ăsta nu poți să-l configurezi. Să vedem ce alte cheat-uri mai sunt pe aici. Sunt și cheat-uri de... Ia uite, m-am dat pe Minecraft, să vedem. Mamă, câte cheat-uri de Minecraft. Mamă, păi dacă jucați cu cheat-uri pe Minecraft, e clară treaba, vă rup ăștia. EU cheat, ia să vedem. Offers așa o premium version 2, deși ăștia sunt cu versiuni, dar văd că... Ah, ba, uite, aimbot FOV. Mamă, am zis-o și pe asta, băieți, am zis-o și pe asta, clară treaba, s-a terminat. Hai să închidem CSGO-ul și să vedem cum e acest cheat, aparent. Da, ne redirecționează și pe un site, trebuie să ne facem cont. Oh, shit, de asta mi-era cel mai frică, hai să ne facem repede contul. Mă mir că nu mi este luat numele, pentru că de obicei numele mi este luat, nu vă băgați niciodată, vă mai zic o dată parola reală pe site-uri de cheat-uri, n-aveți de unde să știți ce este în spatele cheat-ului. Băgăm și noi o dată random, nu ne interesează location. Abu Dhabi. Mm-hmm. Dăm sign up, probabil o să ne pună să ne ducem să ne confirmăm pe e-mail. Ah, ok, your registration is now complete. Bine. Mama, au cheat-uri de Battlefield 1, fiți atenți. Hai să vedem, bă, băieți. Ah, buy now, îmi zice buy now. Păi și versiunea gratis unde pizda, mă, si, frate? Că ai zis că a zis că ar trebui și versiune gratis, frate. Stai, ies de aici și dau din nou download. Mamă, iară 5 secunde, băieți, a terminat șmecheria. Hai să vedem. Chiar sunt curios de chestia asta, unde ne duce, să vedem. Download. Ne-a dus aici. Ah, free cheat information. Am înțeles. Free cheat information, dăm click, frumos așa. Și aveți download now. Ah, da, aparent cheat-ul gratis are doar ESP, Champs, Miss, Colors și Config. Deci n-are atât de multe chestii. Vă arată oamenii prin pereți. Aveți acolo un bunny hub, ceva, un spectator list, watermark cu mai puține chestii decât la versiunea paid. Hai să vedem, mă, nu e un cheat care chiar ne oferă tot. Cred că doar Osirisul ne oferă totul. Ăsta are și cel mai multe descărcări din câte puteți observa. Ia să vedem, asta cred că chiar ne oferă tot. Ah, asta e cu reclamele, bă, gami ești picioarele, n-am chef să stau să mă uit la reclame. Sau one tap-ul tot cu reclame, ui? Băi, ești nebun? Asta nu o fi cu reclame one tap-ul. Da, dar asta zice că numai că e unsafe, adică nu e 100% sigur. Fiți atenți. Ah, ăsta nu mai trebuie să uiți la reclame, fiți atenți. Gata, mă, l-am descărcat. Dacă vă zice chestia asta cu this file is too dangerous, so Chrome has blocked it, dați frumos aici la download și dați keep file și keep anyway. Ne-a dat un DLL, fiți atenți, bă, băieți, hai să încercăm să injectăm DLL-ul ăsta, deși dacă scrie că e unsafe, s-ar putea să nu meargă, nu la modul că s-ar putea să nu meargă că îmi iau vac sau ceva, la modul că s-ar putea să nu meargă deloc, adică... Na, cum și-a dat update și CS-ul și toate astea, s-ar putea să și schimba fișiere și să nu mă mai lasă să le injectez, dar încercăm. Nu suntem noi codații România, hai să intrăm repede pe Discord un pic, să intrăm pe conferința, sau stai, am deja Extreme Injector, ia stați numai un pic, am deja Extreme Injector, nu l-am, stai să downloadez Extreme, dar stai că downloadez e ultimul Extreme Injector, uite cum am scris trăiți iar. Descărcăm frumos Extreme Injectorul, cum vă învăț eu ca de obicei. Mamă, e cu setup cu astea, să moare Jaxana, bă, băieți. Morim for an anyway. Next. Trebuie, nu știu, cu tot felul de instalare cu de astea. Mamă, zici că instalerul de la Uturent, mă, să moare Jaxana, bă, băieți. Decline, nu vreau. Ok, you can go la... Deci dacă mă mai pune acum încă la un instaler de ăsta, mă sparge. Your link has expired, am înțeles. O să intru în conversația cu Sky atunci, nu o să mai stau să mă interesez cu chestia asta. Intră frumos în conversația cu Sky. Mamă, câte chestii sunt pe aici, numai conturi vechi. Puteți să încercați să intrați pe conturile alea, sunt banate, conturi de CS banate. Extreme Injector, stai că trebuie să-i dau extract. La asta nu m-am gândit. Ah, Doamne, ce mă enervează, trebuie să le dau extract. OTC TV3 Injector, bam. Ăsta e Extreme Injectorul.
puteți, cred că o să vi-l las în descriere. Băgăm frumos OTC-ul luat de pe site, îl băgăm în fișierul cu Extreme Injector, avem CSU-ul pornit, bun, avem CSU-ul pornit, pornim și injectorul cu RANAS Administrator, dăm process name aici CSGO, bun, add DLL, OTCV3 și, a, trebuie să faceți și setări, urmați-mă, dăm pe manual map, ok, și inject, așteptăm. Și zice injecting, dar nu se mai întâmplă absolut nimic. S-ar putea să nu meargă, zicea acolo că e old. Ok, inject. Ok, injection has completed successful. Ok, și băieți, avem one tap-ul. Vă vine să credeți? Și one tap-ul, da, deci vă zic, sigur, nici nu mai trebuie să intru ca să demonstrez cum e one tap-ul, dar credeți-mă, one tap-ul e cheat super, super bun de hack vs. hack, adică dacă chiar vreți să jucați hack vs. hack, este top acest cheat. Puteți să urmați acest tutorial dacă vreți să jucați cu cheat-uri gratis, sper că v-a plăcut, nu o să mai intru, aveți deja videoclipuri la mine pe canal filmate cu OTC-ul, sper că v-a plăcut, dați și voi frate acolo like dacă mai vreți tutoriale de genul continuare cu alte site-uri, poate o să mai găsesc în timp alte site-uri de cheat-uri gratis, sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare, dați acolo un like, facem 1000 de like-uri, băieți.